De teama unor pene de curent, autoritățile amână restructurarea sistemului energetic considerat poluant. Trăim într-un moment în care sistemul energetic românesc trebuie să fie salvat, să-și facă datoria. În ciuda problemelor cu care s-a confruntat, complexul energetic Oltenia a încheiat anul pe profit. Sindicaliștii spun că decizia guvernului este ca o gură de oxigen pentru minerit. Mă bucur în primul rând pentru salariații complexului energetic Oltenia că nu stau într-un sfârșit de atenționat, dar din punctul meu de vedere, gestul care a fost făcut, n-a fost unul în care acești guvernați să gândească la salariații din cadrul complexului energetic Oltenia, ci efectiv starea de fapt a impus acest lucru. Sindicaliștii din Gorj sunt de părere că nu se va ajunge la închiderea celor două grupuri de la Turceni și Rovinari nici în 2023, pentru că România are nevoie de mai multă energie și sprijină și Republica Moldova aflată în colaps din cauza războiului.